Vă știți cum începe ploaia? Sau cum arată condițiile meteorologice teribile? Sau ați văzut vreodată cum atacă miliarde de insecte? Sau stop! Haideți să le luăm pe rând. Astăzi vom discuta despre fenomene neobișnuite ale naturii care au fost filmate cu camera video. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Hotarul ploii. Se spune că dacă găsești unde se termină curcubeul, poți găsi un sac cu monede din aur. Interesant, iar dacă găsești hotarul ploii, vei găsi hotarul ploii și vei putea filma câteva cadre frumoase. Însă pentru aceasta trebuie ca vântul să nu fie puternic, de altfel va ruina toată splendoarea. Posibil că ați mai văzut așa ceva, spre exemplu când într-o parte a orașului plouă, iar în sectorul vostru e uscat. Doar priviți fețele sărmanelor oameni. Ei la sigur nu credeau că peste câteva opriri vor ajunge în ploaie. Lăcustele. Lăcustele deseori sunt asociate cu ceva de genul unui cataclism natural sau ciumă și nu e întradins. Infectările cu lăcuste sunt destul de rare, însă când totuși au loc, arată înfricoșător, ca într-un film de groază. În anul 2013, foarte multe lăcuste au invadat Madagascarul. De la început a crescut numărul lor. După au apărut condiții naturale mai bune și BOOM! La finalul lunii martie 2013, aproximativ 50% din teritoriul statului a fost atacat de roiuri de lăcuste. Încă și fiecare roi număra în jur de miliarde de insecte. Lăcustele astea nu vă sunt vouă furnici. Ele sunt gigantice, adică dacă ieșiți afară, nu vedeți nimic în afară de insecte. În față, în spate, dintr-o parte de sus, peste tot sunt lăcuste. Un adevărat coșmar pentru fermier și fiecare din ele e gata să mănânce tot ce vede. La fel mănâncă iarba care e hrana animalelor. Ascultați, bine că nu mănâncă oameni! Casele de gheață. Iubiți iarna, ne imaginăm ceva din filmele de Crăciun. Zăpadă albă, bradul împodobit, căciule amuzante, ciocolată fierbinte. Ce ziceți de vântul cu gheață care va transforma orașul vostru într-un loc care seamănă cu Antarctida? Serios, chiar seamănă. La începutul lunii martie s-a întâmplat o soluție ciudată în orașul Hamburg, care se află lângă lacul Erie în Statele Unite ale Americii. Timp de 2 zile, vântul puternic și valurile de 4 metri au acoperit totul cu un strat gros de gheață și când spunem tot, avem în vedere tot. Chiar și casele au fost acoperite cu un strat de gheață cu o grosime de la 2 la 7 cm. Acum imaginați-vă că vă trăziți dimineața cu dispoziție bună. Doriți să ieșiți afară, deschideți ușa și vă loviți de stratul de gheață. Cel mai important că nu cu nasul. Să presupunem că reușiți să ieșiți afară, dar imediat alunecați și nu vă puteți ridica pentru că toate străzile și trotuarele sunt acoperite cu gheață. Arată frumos, însă cel mai probabil nimeni nu dorește să trăiască în orașul ghețarelor. Sunteți de acord? Party cu spuma. Dacă turnați în apă șampon sau spumă de baie, se va primi foarte multă spumă. Pentru ce să utilizezi ceva chimic când pur și simplu este îndeajuns să aștepți un ciclon care se numește Oswald, care a lovit coasta australiană în anul 2013? Bine, de fapt a făcut foarte multe probleme și a provocat pagube de 2,5 miliarde de dolari. De aceea nu-i nimic bun aici, însă la final ciclonul a organizat un party cu spumă pentru locuitorii orașului. Fără glume, o cantitate mare de spumă pur și simplu curgea pe plajă și străzile orașului. Și fără scuze gen, oh băieți, mă scuzați că v-am inundat. Am organizat alunecări de teren, am deteriorat totul, măcar am spumă. Arată așa de parcă oceanul a decis să le ofere tuturor multă cafea cu lapte. Se spune că înălțimea stratului de spumă ajunge la 3 metri. Ca să nu fie accidente, polițiștii au închis trasele și chiar dacă spuma miroase a pește, pe nimeni asta nu supără când vor mai face așa poze. Iceberg. Anual, locuitorii insulei canadiene Newfoundland urmăresc iceberguri care plutesc pe alături. De fapt, sună ca un motiv bun de a te muta în Canada. Doar imaginați-vă, aici este un loc numit Aleea Icebergurilor, unde primăvara aveți posibilitatea să urmăriți un adevărat show natural. În aprilie 2017, locuitorii orașului Fairland au fost extrem de norocoși. Un iceberg uriaș s-a blocat lângă coastă, un adevărat munte de gheață cu o înălțime de tocmai 45 de metri. Aproximativ 17 etaje și aproximativ cu 15 metri mai mare decât icebergul care a ruinat Titanicul. Primarul orașului Fairland a recunoscut că e cel mai mare iceberg pe care l-a văzut vreodată în viață.
Grindină bruscă. Dacă niciodată nu ați fost loviți de grindină, atunci ați avut noroc. Poate fi periculos, e neplăcut, doare, îndeoseb când te prinde pe neașteptate. Pe 12 iulie 2014, în orașul Novosibirsk, a avut loc un îngheț brusc. Temperatura a scăzut de la 41 la 21 de grade Celsius. Cum asta de se întâmplă, în loc de temperaturile arzătoare, a venit vântul puternic și grindina care doboară copacii. Rupea firele electrice, smulgea acoperișurile, iar acum imaginați-vă, cât de șocați erau oamenii care se aflau pe plajă și deloc nu s-au așteptat că vremea se va înrăutăți brusc. Probabil veți întreba, cum rămâne cu avertizările meteorologice? Cel mai probabil nu a fost. În video se vede cum pe neașteptate au început să cadă bilele de gheață. Ce coșmar! Atenție, dacă vă temeți de păianjeni, atunci, nu știm, închideți ochii. Noi vom spune când puteți să-i deschideți. Sunteți gata? Puteți oriunde vedea pânză de păianjen, posibil chiar acum undeva în colțul camerei, unde un păianjen mic speră să găsească ceva pentru cină și asta e normal. Însă, ceea ce s-a întâmplat în Grecia în anul 2018 e un adevărat coșmar. Scene din filmele de groază, un lac la nordul țării era acoperit cu kilometri de pânză de păianjen. Tufișurile erau împletite între ele, gardurile, copacii, chiar și clădirile. Totul era împânzit și chiar dacă localnicii erau îngroziți, experții spuneau că o astfel de grămadă de păianjeni e ceva normal, desigur că lor le este ușor să vorbească. Căldura și umiditatea au contribuit la înmulțirea lor. Păianjenii au decis că e ceva normal, la fel era multă hrană. Asta duce la înmulțire, iar creșterea numărului lor a dus la această situație. Se pare că pentru a calma oamenii, cercetătorii au declarat că păianjenii se vor înmulți și mai departe. Și asta pentru că condițiile le permit. Ok, terminăm cu asta. Arachnofobii, deschideți ochii. Mergem mai departe. Încălzirea globală. Clima se schimbă din cauza acțiunilor oamenilor. Natura suferă. Simțim cum se apropie apocalipsa. Ok, știți și singur cum decurg lucrurile. Haideți să vedem la ce sunt capabile temperaturile fierbinți. 43 de grade Celsius și gata, lumea se topește. Chiar se topește. Containerele cu deșeuri, cutiile poștale, discuri de vinil, chiar și cactusul nu a rezistat. Așa vor arăta ultimele zile înainte de sfârșitul lumii. Iar dacă iubiți să mâncați, puteți face biscuiți pur și simplu. Lumea arde. Nici nu trebuie să conectați microunda ca să faceți biscuiți sau să prăjiți ouă. Natura totul va face pentru voi. Țineți minte când astfel de experimente erau doar în Sahara. Peste câmp. Un cadru perfect pentru un film bun old school despre western, dar mai adăugăm câteva tumbleweeds și o muzică potrivită. Atunci westernul se va transforma într-un film de groază. O astfel de scenă a fost filmată în Idaho. Se pare că pe drum s-au prăbușit o mulțime de tumbleweed. De fapt, această plantă nu este dăunătoare, nu și în cazurile când sunt atât de multe. Un tumbleweed se agață de al doilea, al doilea de al treilea, ați înțeles schema. Ca rezultat, ele pot bloca traseul. La fel, ele se mișcă în permanență și deloc nu le interesează despre încercările oamenilor de a face ceva cu asta. Avalanșă contra automobilelor. Dacă cineva vă va spune că omul e regele naturii, pur și simplu arătați acest video și restul videourilor noastre puteți să-i arătați. Mai pe scurt, pe 24 martie 2018, în regiunea Elbrus, dintr-un motiv anumit, au căzut o duzină de avalanșe de zăpadă. De fapt, munții nu au nevoie de un motiv ca să organizeze un zbucium. Una din avalanșe a coborât chiar la parcarea auto. Spre fericire, nimeni nu a avut de suferit. Totul a fost filmat și dacă credeți că grămada de zăpadă care cade de pe munte asupra voastră nu e înfricoșătoare, atunci priviți. Ea cu ușurință împinge mașinile și face din ele un boț. La final era atâta zăpadă că au fost ascunse 15 automobile sub zăpadă. Au avut nevoie de 6 ore ca să le scoată de acolo. Un tată a instalat o cameră de filmat secretă în casă ca să vadă cum are grijă Bona de copilul lui și a rămas șocat după ce a văzut filmările. O mamă și-a înviat copilul nou-născut prin puterea dragostei sale și pisica în spital care se culca pe brațele persoanelor ce urmează să moară sunt doar câteva istorii din viață, povestite pe canalul Smart Child. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi următoarele postări de pe acest canal uimitor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la M!